Președintele USR Gorj, Radu Miruță, susține că, deși are bani în cont, conducerea uzinei mecanice SADU nu reușește să schimbe nici măcar un segment de producție. Uitați-vă pe cine a pus PSD în Consiliul de Administrație al uzinei mecanice SADU acum câteva luni. Pe angajați ai cabinetului parlamentar, pe angajați de la partid, care n-au nicio legătură cu domeniul de apărare sau cu domeniul de producere a muniției care se întâmplă la uzina mecanică SADU. La uzina mecanică SADU este o situație mult mai grea decât aici și mult mai urâtă decât aici. De ce este grea? Este pentru că acolo e mai puțină transparență. De ce este urâtă? Pentru că uzina mecanică SADU are în conturi niște sume de bani pe care ar trebui să le folosească pentru a-și moderniza parte din linia de producție. Uzina mecanică SADU nu reușește să facă bani, nu reușește să dea salarii mai mari, pentru că nu reușește să onoreze niște comenzi. Și nu reușește să onoreze niște comenzi nu pentru că acele comenzi nu există, ci pentru că acele comenzi nu pot fi realizate, nu pot fi executate în termenul îngust în care sunt cerute. Au nevoie să se facă câteva milioane de cartușe într-un interval scurt de timp pe care uzina mecanică SADU nu poate să-l îndeplinească. Nu poate să-l îndeplinească pentru că are aparatură pe care plouă prin tavan. Însă are bani în cont lichizi, bani în contul companiei care sunt la un clic distanță de a decide ce să se întâmple cu ei. Radu Miruță susține că instituțiile statului ar trebui să facă verificări la uzina mecanică SADU pentru că se produc mai multe ilegalități. Angajații uzinii mecanice SADU, mulți dintre ei sunt trecuți în concediu fără plată în zona respectivă de, nu știu exact cum se numește, în urma căreia li se taie niște sporuri, chiar dacă ei pe documente sunt trecuți în inactivitate și sunt puși să facă activitate. Acolo ar trebui să se facă niște controle mai intense, pentru că angajații zi de zi fac același lucru, însă în spatele acestei situații, câteodată documentele sunt făcute ca și cum ei fac altceva, întreținere. Asta pentru că nu au suficienți bani să le dea. Este o ilegalitate asupra căreia instituțiile acestui stat ar trebui să deschidă ochii, că de văzut sigur le văd. Uzina mecanică SADU produce în principal muniție pentru armată.